alți oameni noi să vină să pune plângeri oriunde trebuie, să putem rezolva ceva, că noi doi numai împreună vom putea să facem ceva, să ne ajută cu ceva. Că degeaba merem noi doi cu doamna, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Că totuși sunt sute de persoane care sunt alături de dumneavoastră. Ce mesaj aveți pentru ei? Eu vă mulțumesc tare frumos cine susține pe noi și stă lângă noi. Tare frumos îi mulțumesc la toată lumea. Și din satul mare, și din Timișoara, că avem prieteni, colegi, Codlea și Clujul și toată țara. Ce răspuns v-au mai dat cei de la spital? Încă nimic. Sperăm că o să ne dea și la noi un răspuns cu care suntem și noi mulțumiți, dar cred că așa ceva nu o să există. Ce doriți să se schimbe în urma protestelor? Ce doriți să se schimbe? În urma protestelor noi am vrea să schimbăm că alte familii care vin cu copii, cu o tată, o mamă, indiferent de vârsta ei sau cine, să poate merge cu inima curată în spitalul nostru, în satul mare, să nu mai pățim așa ceva, mă înțelegeți? Să intrăm așa cu sufletul în noi, că vai, sunt pentru noi acolo, nu contra. Așa a zice. Deci, ați depus până acum plângeri? Da, numai la spital. La poliție, la poliție. Încă nu, că cred că încă nici amul nu suntem reveniți și nimeni nu ne informează cum ar trebui. Eu, cum am zis, eu am încercat pe calele noastre, eu cu doamna numai. Noi lângă, nu zic că nu lângă noi sătmărenii sau din România tot poporul, dar nu știm unde să pornim, cum să facem în felul următor să fie bine, nu numai pentru noi, să sufletul nostru să fie odihnit, că dar noi am făcut tot pentru fiica noastră și pentru toți care o să vină după noi, că cum se zice, astăzi eu, mâine tu, cum mi-o zici și la noi. Ne înțelegeți? Sunt oameni uciși în spitale cu sânge rece. Așa am ajuns în ziua de astăzi, să fim, cum să zic, să fim cu frică să mergem la doctor. Nouă, acum ne este frică să mergem la doctor, pentru că au susținut o vaccinare cu un ser experimental. Timp de 2 ani de zile ne-au închis în casă, ne-au pus să purtăm măști, ne-au pus în tot felul de abuzuri și restricții au venit asupra noastră. Da? În toate spitalele din România se întâmplă crime și noi suntem aici să ajutăm și această familie care a căzut victimă acestui sistem criminal și mafio din România. Vă spun cu mâna pe inimă că în toate spitalele se întâmplă asta, iar vinovații cei mai mari sunt de la cap, pentru că peștele de la cap se strică întotdeauna. Da. Îl avem pe Arafat, șeful DSU, cel care a injectat România cu un ser experimental și știți cu toții că acum au început să moară cei care s-au vaccinat cu acel ser. Sunt o grămadă de morți, nici măcar nu-i anunță pe cei care mor. Spun că au murit de alte boli. Afară cu el! Noi când mergem să ne angajăm undeva, întotdeauna ni se cere examen psihologic, examen medical. La doctorii ăștia nu le cere nimeni examen psihologic. Sunt doctori care, cum e acest Relu Pop, care bănuiesc că are o problemă psihică, să vorbești cu o fată în felul ăsta, să-i spui că e obeză, în loc să o ajuți, tu să o... Vedeți, domnul, cu ăsta trebuia să începeți, da? Nu cu mărci și cu tăche. Ce s-a întâmplat aici cu noi? Pentru ăsta au venit oamenii noștri, să ne susțină pe noi. Eu am... cum să zic? Lăsați-mă puțin, că o să înțelegeți. Da. Ok. Acești doctori trebuie neapărat să plece din sistemul medical din România. Nu sunt mulți, da? Nu trebuie să băgăm toți doctorii în aceeași școală. Dar cei care sunt de genul lui Relu Pop trebuie neapărat înlăturați din sistemul de sănătate, pentru ca românii să aibă curajul să meargă din nou cu inima deschisă la doctori, să nu ne fie frică că ne ducem copiii într-un sistem medical și acolo să fie omorâți. Atât am vrut să vă zic, dar... Domnul, am problemă cu coloana. De ce nu ia în spital? Pe care străit-o cu eu. Foarte urât, m-a pus să mă dezbrac, aveam sutien, nici măcar n-am apucat să spun toate simptomele mele că a plecat. I-a zis la doamna asistentă, unde pleacă domnul doctor, că nu i-am spus măcar ce mă doare.
Criminalul! Nesimțit! Eu nesimțit! Jos cu el, nesimțitul! Ați depus plângere împotriva lui? Nu, n-am depus. Chiar mă uitam să vedem dacă este vorba de același doctor și chiar da. Am stat în perfuzii pe scaun. Eram dezbrăcat, mi-era foarte rău. Mi-a dat enterocolită acută, nici nu m-a întrebat ce am exact. Cum a vorbit cu dumneavoastră? Vorbit, Foarte flegmatic. El m-a pusat aici pe burtă și am zis, au, nu pune mâna pe mine că mă zgârii, tot, dacă toate mă atingeți, foarte urât. Eu mă știu că mi-era rău. Foarte urât, foarte urât și flegmatic. O să depuneți plângere? Da, trebuie să depună toată lumea plângere. Pentru că nu are ce să mai caute în spital omul ăsta, clar. Ăsta la morgă cu el, aici la spital. Da, acolo nu mai are de face cu oamenii, numai cu morții. În 8 ianuarie. Nu mai poate omori morți. Da, acum, în 8 ianuarie. Acum o sută mă jumate. Și v-am spus de aia, nu a greșit sau ce s-a întâmplat? Dar nici măcar nu m-a întrebat ce simptome am și am zis la doamna asistentă, unde pleacă domnul doctor? Că nici măcar nu m-a întrebat ce am exact. Foi de COVID, foi de nu știu ce. Eu mă simțeam foarte rău că eram după 4 ore așteptam. Am chemat salvarea acasă. O experiență foarte urâtă. Nevinovat. Pentru că și eu cu Darius, cu băiatul meu de 11 ani, între sărbători, între Crăciun și Revelion, am venit cu el la urgență. Și să nu vă spun ce s-a întâmplat. M-a trimis cu el acasă, înapoi și nu i s-a făcut nimic cu dureri, că copilul se trăgea pe jos. Deci nu se poate. Deci nu se poate. Eu m-am învăit de la muncă pentru oră, că acum avem ocazia să spună toată lumea de diagnostice greșite. Da, clar. Nici nu se mai poate spune. Eu am fost tratată cu atacuri de panică și aveam un nodul la pământ pe partea dreaptă. Deci nu se poate. Deci nu se poate. Să spună toată lumea. Deci nu se poate. Cum să trimiți un copil care are... De ce cred că noi venim la urgență că... Da, venim numai așa de drag că a venit cu copilul? Exact, și ideea. Când i-am spus, doamna doctor, mă trimiteți cu copilul, așa nici nu o să plec acasă, să rămân aici în cazul în care o să mai aibă dureri, să putem reveni. Păi ce să-i fac eu, doamnă, îmi spune doamna doctor? Ce să-i fac? Păi cum ce să-i face? Dar eu ce să-i fac? Că nu avem medic specialist, nu avem așa, nu avem... Dar ce avem atunci la urgență? Pentru ce venim cu copiii? Sincer, noi adulții ca adulții, uitați unde s-a ajuns. Și are dreptate mama fetiței. Deci să trimiți un copil acasă. Un copil nu se poate. Deci e strigător la cer. Îmi pare rău. O să depuneți plângere? Fiecare... O să depun și plângere pentru că am. Sunt aici înregistrări cu copilul când m-a trimis acasă. Cu dureri și așa și au spus că nu, încă nu vorbi și cu mine foarte urât. Să-i bag eu degetul în fund la copil. Păi cum se poate așa ceva? Deci nu se poate. Domnule, deci nu se poate. Nu se poate, nu se mai poate. Ambe au implementat pentru copii. Corect. Meri cu copilul la un doctor. Faci analize, du-te la privat să faci analize, că zice la spital, nu se poate, că nu mai avem fonduri, fondurile sunt pentru ei, așa îi, o plombă, 2,5 milioane, o plombă, dar nu-i rușine, firea cu ministrul de familie, cu ce îi, toți îți pomână, doamnă, toți. Demisia! 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 Să fie mult mai atenți, pentru că marea majoritate stă înăuntru de telefoane și povestesc și râd și glumesc și unii iar suferă afară în sala de așteptare. Aveți încredere să vă prezentați la urgență în caz de o problemă? Nu. Nici nu am adus în Italia niciodată. Chiar din cauza asta. O duc la centru de permanență sau în altă parte, dar nu. Credeți că acest protest va rezolva ceva? Da, eu sper că da. Sper că o să rezolve. Pentru o schimbare. Pentru o schimbare, eu am avut o experiență urâtă. În 2019 am făcut un AVC, am venit la urgență, mi s-au dat vitamine și m-a trimis acasă. Atâta numai. Deci chiar vreau să se schimbe. Care ar fi această schimbare de care are nevoie România? O schimbare mai bună să respecte, să se respecte unii pe alții. Din păcate, aici nu există respect. Nu-și fac medicii datoria, ce credeți? Nu toți. Deci eu nu îi condamn pe toți, dar pe domnul doctor am avut experiență urâtă și de atunci
Este același doctor care... Da. Da. Credeți că ar fi putut fi salvată această tânără dacă ar fi căzut pe mâna unui alt doctor? Eu zic că da. Eu zic că da. Nu mă interesează. Sau nu pot să-mi explic de ce se comportă așa. Am fost de foarte multe ori cu copiii la urgență, nu am vizit pe domnul doctor, pentru că nici nu știu cum să-l numesc, că domn doctor nu prea pot să-l numesc. Dar în schimb am prins alte doctorițe care mi-au vorbit foarte urât. S-au comportat și cu copiii foarte urât, având în vedere că sunt copii, cred că ar trebui un pic mai fin să ne comportăm cu un copil și ar trebui, am venit mai mult pentru viitorul copilului. Ce v-ați dori să se schimbe în spital? Să se schimbe sistemul. Sistemul. Și să știe toți din sistem că nu cred că vine un om din plăcere la urgențe. Deci venim pentru că, de exemplu, dacă am un copil acasă cu o febră, îi administrez orice medicament și nu pot să-i scad febra, normal că apelez la doctor. Nu pot să-i scad febra. Ia-l toc afară! 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 Poate să trăiască pe oameni, pentru că dorim demisia! 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 Nu de acum, ci de mai bine de săptămâna.
care sunt supuse atenției presei. S-au întocmit comisii care urmează distinct și separat să analizeze fiecare caz, atât din punct de vedere profesional, cât și etic și de deontologic. A fost făcută autopsia medico-legală din start, fără să fie sesizat spitalul. Deci avem toate datele și toată transparența legată de rezultatele acestor analize a comisiilor de care vă povesteam, iar în momentul în care o să avem niște rezultate concrete, o să ieșim în presă, vom pune în aplicare toate măsurile care decurg din legile existente referitor la eventuala culpă, dacă se identifică, și bineînțeles la tot ceea ce ține de atitudine și comportament, respectiv de partea de etică și deontologie a personalului nostru. Și stai aici afară, da? Este inadmisibil că vine cineva, nu, acum a venit la dumneavoastră să spună și despre fiul meu, după 3 ore, așa a venit și la mine, nimeni. Până la când am rugat pe portar, du-te înăuntru, vezi, mai merge perfuzia, nu merge. Azi am avut o ședință de analiză la prânz cu domnul președinte și am invitat cu mine și coordonatoare acestor competente și vă spun pe rând președintele Consiliului de Etică din cadrul spitalului. Dânsul și structura pe care coordonează din cadrul spitalului trebuie să verifice punctual și să se pronunțe cu da sau nu dacă există proba și dovada pentru o încălcare de conduită, comportament, exprimare nepotrivită. Vorbim pe cazul acesta punctual. Știu că a fost foarte multe sări înainte, știu că planează. Eu chiar m-am uitat puțin în istoric și în 4 noiembrie și în 23 decembrie am rugat în mod expres. Unii atunci au spus că incit împotriva corpului medical, dar am rugat în mod expres că cei care doresc să vină și să-și expună nemulțumirile, nu mai la adresa acelui cadru medical, ci în general, pot să o facă fie la Secretariatul și Legislatura Unității, oricând poarta este deschisă, fie avem cutiile cu sesizări sau oficiile cu sesizări. Vreau să vă spun că, paradoxal, și acest lucru este adevărat, înainte ca familia să vină ieri la mine, familia îndoliată, vorbesc de familia fetiței, înainte de sesizarea dânșilor pe care am înregistrat-o, era oficial și am consiliat cum să facă și, încă o dată, tot regretul și toată durerea pentru tragedia și împărtășesc ceea ce înseamnă durere, pentru că pot să-mi imaginez, nu am avut decât una singură și subțirică sesizare la adresa cadrului medical respectiv. Eu nu pot să merg să printez de pe sesizările online, unde sunt alocuțiuni, luări de părere, opțiuni, păreri, exprimări. Îmi trebuie date personale, îmi trebuie, metaforic vorbind, material și îmi trebuie date pentru a procesa, a finaliza și a avea niște rezultate concrete față de ceea ce considerăm toți și presupunem că este toată nepotrivită. Nu vorbesc acum de partea de culpă medicală, vorbesc de partea de act deontologic și exprimare profesională referitor la felul și modul în care există aceste suspiciuni, nu numai la cazul respectiv. Deci, de la Consiliul de Etică voi avea acest punct de vedere și a fost dimineața cu mine președintele Consiliului de Etică, care este medic și care conduce această structură în spital. Este o comisie de analiză punctuală a decesului, care nu face decât să analizeze cauzele și împrejurările, repet, medicale ale acestui deces, care a avut loc foarte repede, care a avut loc într-adevăr în NUPU, care a ajuns foarte repede spre resuscitare. Nu vreau să merg foarte mult și foarte profund în ce înseamnă analiză medicală, pentru că nu am competența să o fac și nu vreau să vă transmit informații greșite. Despre sau asupra acestui aspect este natura cazului în sine, care este caz medico-legal, este expertiză medico-legală și este o comisie, din punct de vedere al spitalului, constituită din 3 medici șefi, a căror competențe eu mă încred și care vor spune cu obiectivitate dacă putem vorbi sau nu de o culpă medicală. În al treilea rând, am sesizat structura principală care are dreptul de a se exprima și de a decide, repet, de a decide ridicarea sau suspendarea dreptului la exercitarea profesiei. Vorbesc la exercitarea profesiei de medic. Este Colegiul Medicilor. Cazul este în analiză, am mai spus. Eu nu pot să exercit presiune asupra acestor structuri care nu sunt subordonarea mea ca să-mi elaboreze concluzii, pentru că nu am cum. Doresc obiectivitate și ceea ce doresc este ca
să se ia ca și dumneavoastră și ca și cei care manifestă afară măsuri cât mai rapide și mai curate și mai concrete, pentru că mă gândesc că nimeni nu dorește amânare și tergiversare. Aici aștept concluziile și dacă mâine n-am să primesc, am să revin din nou prin adresă oficială și am să cer. Este un parcurs profesional și acolo, sunt comisii inclusiv juridice care trebuie să avizeze pentru că practic se ridică și se rupe în ghilimele diploma unui om. Și întrebarea nu este dacă este meritat sau nu, ci trebuie să procedeze corect și obiectiv. Și atât îmi doresc. De ce nu lucrează doctorul Raul Puf? Doctorul Raul Puf și-a împlinit, deci vreau să vă spun că în Spitalul Județean de Urgență și în orice spital, fie că este județean, municipal, orășenesc sau clinic, programarea normei de lucru se face cu o lună anticipată. Nu cred că cineva dintre noi poate proroci când se va întâmpla o norocire sau se va întâmpla o tragedie de acest gen. Da? Câțiva ani bune am stat în această unitate de primire urgență, dacă nu mă înșel, în 2012, că nu mai distingeam și nu mai făceam diferența între pacient și aparținător. Vorbesc de cunoscuta toxinfecție alimentară, care a doua zi s-a repetat. Și atunci a fost busculadă, și atunci a fost nebunie, și atunci a fost organizare medicală planificată anterior. În orice secție medicală, că vorbim de secție clasică a spitalului sau că vorbim de UPU, planificarea normei, turilor de lucru, a gărzilor, se face anticipat cu o lună înainte. Nu cred că cineva poate anticipa când ziua X sau Y se întâmplă vreo norocire. Dânsul și-a consumat norma de lucru pe luna ianuarie și este în partea de repaus care se pune conform legii. Nu lucrează. Și eu vă promit că nu va lucra până nu o să avem o concluzie în acest caz. Din păcate, și trebuie să spun acest lucru, suspendarea unui contract de muncă în legislație s-a dovedit a fi neconstituțională și este abrogată din Codul Muncii. Și vreau să vă spun că eu sunt acum aici în fața dumneavoastră. Eu am dorit și am cerut un singur lucru și asta am spus și am reiterat și voi spune din nou. Ia sigur și pe cei de afară, nu mi-e teamă să ies în mulțime și vorbesc cu mulțimea, dar nu știu dacă pot să am un dialog concret. De-aia am rugat să se delege niște reprezentanți cu care port un dialog deschis și sunt de acord să le spun același lucru ce vă spun și dumneavoastră. Poate chiar dacă au întrebări, răspund cu plăcere la întrebări și mai mult decât atât, în condițiile în care am înțeles neoficial sau am auzit că dorește să depună vreun memoriu, vreun manifest sau ceva de genul ăsta, am zis că să aibă posibilitatea să-l facă în mod civilizat și oficial. Suntem joi astăzi, dar mâine este vineri. Eu nu pot să mă transpun într-un cronometru și să vă dau ziua, ora și minutul, tocmai pentru că ceea ce este la mine în ogradă pot să urgentez. Pentru că pot să stau cu vorba pe oameni și pot să le solicit prin hârtii, în mod repetat, să îmi grăbească concluziile, bineînțeles cu obiectivitate, dar structurile care nu sunt în subordinea mea, n-am cum să le catalizez. Mai mult decât atât, consider că este foarte important pentru că noi vom lua o decizie în acest caz irreversibilă. Deci știu că s-a vorbit, știu că s-a discutat, știu că s-a mai vehiculat, că într-adevăr acest cadru medical a mai avut probleme și a mai fost parcă în 2016, dacă bine țin minte, dar vreau să vă spun că a fost reangajat pe decizia instanței, dar nu pentru că instanța a greșit. Știți de ce a fost reangajat? Pentru că a fost un viciu de procedură. Și spitalul nu a procedat corect în ceea ce a însemnat concederea lui. Despre asta vorbim. Dacă eu acum greșesc a doua oară în ceea ce înseamnă o presupusă sau potențială concediere, repet aceeași greșeală. Unitatea de primire urgență în care ne aflăm acum, nu că este singura unitate de primire urgență din județ. Aici ajunge tot ce înseamnă urgență majoră. Este Negreștiu, care e o dată așa? Vreau să vă spun că Negreștiu nu are unitate de primire urgență. Negreștiu are compartiment de primire urgență și are lipsă cronică la medici specialitate, medicină de urgență, cum avem și noi. Motiv pentru care toate urgențele majore, tot ce înseamnă cod roșu, accidente rutiere multiple sau alte lucruri, incendii, ajung aici. Deci să vorbim despre lucruri corect, da? La care ei, nici măcar compartiment de primire urgență nu au, au cameră de gardă. Și nu vă spun câți medici de urgență au. Este corect ceea ce spuneți, referitor la faptul că unitatea de primire urgență sunt undeva la 160 ceva sau 180 de angajați. Asistenți brancardieri, infirmieri și medici. Medicii sunt puțini. Cu medici am tot timpul urgență. Deși în ultimii ani am adus 3 medici de urgență care vreau să vă spun că sunt mulțumit de ceea ce prestează, deși sunt medici tineri. Evident că nu cred că putem spune că există undeva o lipsă sau exonerare de eroare umană, de greșeală sau de pădure fără uscături.
Dacă cumva există cunoștință asupra faptului că cineva a fost împiedicat, repet și-o spun acum în fața presei, a fost împiedicat de către cineva din angajații spitalului să depună o plângere oficială, îl aștept să vină și dacă îmi consemnează acest lucru în scris și mi-l dovedește, eu personal anunț poliția în secunda 2. Nu cred, n-a venit nimeni. Vreau să vă spun că pe mine asta m-a mirat. Și eu, în anul trecut, în două rânduri repetate, sau în două repetate rânduri, am fost oarecum asociat cu faptul că instig oamenii să vină și să depună reclamații împotriva unui cadru medical. Nu e vorba că instig, dar am zis, în ghilimele, dați-mi muniție pentru război, dacă eu nu am, cu ce să merg?